În noua biserică a parohiei Colibaș cu hramurile Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfinții Apostol Petru și Pavel, Sfânta Liturghie a fost oficiată astăzi de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a amintit despre importanța comuniunii dintre oameni și sfinți. Fiecare dintre noi, credincioșii, avem în casă noastră un calendar, nu-i așa? Un calendar de perete sau un calendar de buzunar. Și urmărim zilele în care acești sfinți sunt pomeniți. Sunt însemnați cu cruce roșie sau cu cruce albastră sau cu cruce neagră, arătând însemnătatea sărbătoririi lor. E bine, calendarul și mai ales pomenirea sfinților în viața de altă dată a românilor noștri tremuritori avea o însemnătate cu totul și cu totul deosebit. Funcție de sărbătorile din calendar, funcție de începutul anului bisericesc, de perioadele în care erau împărțind acest an bisericesc și viața credincioșilor români tremuritor de altă dată se desfășura. Construcția noii biserici din localitatea Colibaș, județul Giurgiu, a început în anul 2006, iar în prezent, cu sprijinul autorităților locale și al credincioșilor, Sfântul Locaș este împodobit cu pictura. Lucrările bisericii noastre au început în anul 2006, când s-a turnat nivelul zero al bisericii, apoi în 2008 am început să zidim la biserică, astfel că în 2011 am început să slujim în ea. Acum se împlinesc 11 ani de când eu sunt preot aici și am început aceste lucrări. La final, Preasfinția s-a oferit părintelui paroh o icoană cu Sfinții Apostol Petru și Pavel, iar credincioșilor le-a dăruit ultimul număr al revistei Familia Ortodoxă și Iconițe.